În fiecare an, producătorii de fructe și legume se confruntă cu tot felul de situații, indiferent dacă anul a fost unul bun sau nu. Atunci când cantitățile înregistrate sunt sub așteptări, prețurile cresc, iar clienții cumpără mai puțin. Totodată, o producție masivă nu înseamnă neapărat și un profit substanțial, deoarece prețurile scad, iar clienții au posibilitatea de a cumpăra foarte ieftin de la orice producător. Din acest motiv, la final de sezon, mulți dintre comercianți rămân cu fructele și legumele pe stoc și în pericol de a le pierde. Agenția de plăți și intervenție în agricultură vine în sprijinul acestora în schimbul unei înțelegeri. Producătorii oferă gratuit fructele caselor de copii sau azilelor de bătrâni, iar la schimb primesc bani din partea instituției. Atunci când există probleme pe piață, pe comercializarea fructelor și în anii anteriori au fost și legumele incluse, se instituie măsuri de ajutor excepțional cu caracter temporar pentru retragerea de pe piața anumitor categorii de fructe și distribuirea lor gratuită. Aceste fructe retrase sunt distribuite gratuit către ONG-uri care se ocupă de persoane care sunt supuse excluziunii sociale. În cazul județului nostru am colaborat cel mai mult cu Crucea Roșie, s-a ocupat de astfel de distribuții. În funcție de categoria de fructe este un cuantum alocat pe tonă și de asemenea mai sunt suportate și sunt decontate și cheltuielile cu transportul și chiar cu sortarea și depozitarea până la distribuitorul final. În acest an pot depune cereri doar producătorii de fructe, nu și cei de legume, însă este posibil ca în funcție de evoluția pieței măsura să fie extinsă și spre sectorul legumicol. Dintre fructele care pot fi retrase și care pot beneficia de acest ajutor excepțional sunt merele, perele, piersicile și nectarinele, prunele și cireșele. De exemplu, un producător care nu reușește să-și vândă marfa primește de la APIA, în cazul în care o livrează gratuit, 16,98 de euro pentru 100 de kilograme de mere. Piersicile și nectarinele sunt cumpărate de APIA cu 26,98 de euro 100 de kilograme, perele cu 23,85 de euro, prunele cu 34 de euro, iar cireșele cu 48,14 euro. Totodată, APIA suportă costurile de transport simplu sau refrigerat, dar și cheltuielile de sortare și ambalare, care pot ajunge până la 200 de euro pentru fiecare tonă de fructe.